Deschideți cu mine și în această seară la Evrei capitolul 1. Vom rămâne tot în textul de dimineață, așa cum am făcut în ultimele săptămâni. Vom încerca să medităm în continuare la același text și în această seară și să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne îndemne ca să conștientizăm aceste realități în viața noastră. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă, în aceste zile, de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta mărăției în înălțim, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Amin. Dacă am luat acest pasaj și l-am împărțit în două părți aproximative, pasajul ne vorbește despre două aspecte, despre două lucruri care sunt supreme pentru noi. În primul rând, este vorba de supremația lui, supremația cuvântului, a revelației care Dumnezeu ne-a dat-o. Atunci când Dumnezeu vorbește, ceea ce El spune este suprem. Și în al doilea rând, pasajul, după ce ne spune că Dumnezeu ne vorbește și că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, ne spune că Iisus Hristos este suprem. La versetul 2 și până la versetul 4 și de fapt dacă citim în continuare tot capitolul și capitolul 2, ideea cu care pornește Cartea Evrei este că Dumnezeu își arată supremația sa în Iisus Hristos. Hristos este suprem, Hristos este apogeul descoperirii lui Dumnezeu. Evrei 1, de la 1 la 4, ne arată doar faptul că Hristos este revelația supremă și ne arată foarte clar faptul că Hristos este suprem. Și cred că această realitate este extrem de important de realizat, mai ales pentru noi acum, în această seară, în aceste momente, când ne vom apropia de masa Domnului în care intrăm în părtășie cu Hristos. În mod deosebit, în mod tainic, prin acest act al cinei Domnului, intrăm în părtășie cu Mântuitorul nostru. Avem un moment solemn în care ne amintim și avem o părtășie reală cu El prin simbolurile acestea, a pâinii și a roadei viței. Noi intrăm în comuniune cu El și stăm în comuniune la masă împreună cu El. Și este bine să știm cu cine stăm la masă. Să realizăm cu cine stăm în părtășie. De aceea aș vrea în această seară să ne uităm, ne-am uitat și dimineață în mod poate mai sumar, peste persoana Domnului Iisus Hristos și peste felul în care Hristos este suprem. Cine este acest Iisus care s-a revelat, care ne-a adus revelația și de ce este El suprem? De ce ne spune autorul către evrei că El este apogeul descoperirii lui Dumnezeu? Câteva aspecte. Autorul către evrei ne prezintă supremația lui Hristos, în primul rând, spune el, ca și moștenitor, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Și sunt două caracteristici distincte a lui Iisus Hristos și a persoanei sale, din care provin două aspecte distincte a moștenirii lui. În primul rând, este aspectul de creator. El este moștenitor al tuturor lucrurilor pentru că El este Creatorul. El este moștenitor pentru că toate au fost create prin El. De drept sunt ale Lui. Este normal ca Cel care le-a creat să le dețină și este normal în calitatea sa de fiu ca El să le moștenească. Este dreptul Lui. Apostolul Pavel spune într-un mod foarte minunat în Romani 11:36, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și ai Lui să fie slava în veci. Amin. Al doilea rând,
este calitatea lui de mântuitor, care dă naștere la o moștenire diferită de cea de creator. Ce este absolut incredibil este că el nu doar este moștenitor pentru că este creatorul, ci faptul că Hristos a dobândit o moștenire aparte, a câștigat, a cumpărat o moștenire prin faptul că el a achitat-o, a plătit-o. Creația este a lui pentru că el a creat-o. Dar această moștenire vine prin faptul că el a răscumpărat, el a plătit cu sângele său, cu trupul său și este de două ori moștenitor peste această moștenire. În Efeseni 1, de la versetul 17, Apostolul Pavel ne vorbește despre acest aspect și spune așa: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți, ca să înțelegeți, ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care s-ar putea numi. Nu numai în veacul acesta, ci în cel viitor. Ați observat ce zice Pavel? Pavel vrea ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să ne ilumineze, să ne deschidă ochii inimii ca să înțelegem care este bogăția slavei moștenirii lui Hristos. Atenție! În sfinți, noi suntem moștenirea Lui. Noi, sfinții Lui, aleșii Lui, copiii Lui, cei pe care i-a plătit, sunt moștenirea Lui. El ne-a cumpărat cu un preț și slava Lui este în mod special arătată în această moștenire. Și dacă nu ar fi ceva suficient de incredibil, faptul că noi suntem moștenirea Lui, faptul că El ne-a plătit, ne-a dobândit și suntem ai Lui, noi suntem, spune Scriptura, moștenitori împreună cu El. El nu ne-a dobândit doar ca să slujim de moștenire pentru El, ci El ne-a dobândit ca să fim moștenitori împreună cu El. Să împartă cu noi tot ceea ce în mod drept îi aparține Lui. Apostolul Pavel spune în Romani 8:17: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Noi, împreună cu Hristos, avem parte de aceeași moștenire. Suntem împreună moștenitori cu Hristos. Suntem moștenitori de a sta în prezența slavei Tatălui, suntem moștenitori de toate lucrurile bune care Hristos le-a câștigat pentru noi. Suntem împreună moștenitori cu El, deși suntem proprietatea Lui. El nu ne tratează ca tare și El ne tratează ca și frați împreună cu El. Un lucru minunat. El este suprem, spune autorul către evrei, ca și creator. Pentru că prin El, prin care au fost făcute veacurile, în mod literal, veacurile, cuvântul acesta, Ioanas, înseamnă Cel care a făcut timpul. Asta înseamnă, El a creat timpul. Este un termen extrem de general și de cuprinzător, adică tot ceea ce este, tot ce a existat și va exista în orice vreme, de fapt, vremea în sine, timpul în sine a fost creat de Iisus Hristos. Oamenii de știință sunt în acord că înainte ca Universul ca să intre în existență, nu era nimic fizic. Și nu era timp. Nu se derulau ani, nu erau veacuri. Și odată ce creatura a fost creată, timpul a fost creat. Ca atare,
Autorul către evrei este foarte corect ca să spună prin el, prin care a fost făcut viacul, viacurile, timpul a fost creat prin el. Când Dumnezeu a zis prin cuvântul său, care este Iisus Hristos, să fie, timpul a intrat în existență. Stephen Hawking, care este unul dintre cele mai strălucite minți științifice în domeniul fizicii și astronomiei, încercând să ne facă să înțelegem cât de mare este acest univers, nu pentru gloria lui Dumnezeu, ci doar pentru că este fascinat, în cartea lui O scurtă istorie a timpului descrie ce înseamnă galaxia în care noi ne aflăm. Din tot ceea ce a creat Dumnezeu, să ne imaginăm, conform lui Stephen Hawking, galaxia în care noi ne aflăm. Și anume că galaxia noastră, zicea Hawking în cartea lui, este, prin toate calculele, o galaxie mediocră. Nu suntem deosebiți de mari, nu suntem o galaxie imensă, suntem în medie. Așa, pe linia de plutire, 5. Astfel spus, și descrie el ce înseamnă o galaxie mediocră. Astfel spus, avem în diametru 100 de mii de ani lumină diametru. Asta înseamnă că dacă ne-am urca într-o rachetă dintr-un capăt și am merge cu viteza luminii, care nici ne putem imagina, 100 de mii de ani la viteza luminii ar dura ca să trecem dintr-un capăt în altul al galaxiei. Aproximativ 600 de milioane de milioane de mile. Asta vine cam 1000 de milioane de milioane de kilometri. Adică 1012 de zero după. Și asta este galaxia care Stephen Hawking spune că este o galaxie mediocră. Nimică aparte, nimică special. Mi se pare o relatare corectă a lui Stephen Hawking, ceva de genul cum zice Dumnezeu despre poporul Israel. Nu pentru că erați numeroși, nu pentru că erați tari, ci pentru că eu v-am ales ca să-mi arăt slava în voi. La fel și galaxia noastră nu este deosebită. Și această galaxie, în care Dumnezeu a ales o singură planetă ca să își arate slava printr-un popor ales de El, oameni dintre cei care sunt răspândiți pe această planetă, această galaxie este doar una din sute de mii de milioane de galaxii în acest univers. Având fiecare galaxie, care este de 100 de mii de ani lumină în diametru, având fiecare galaxie o distanță de 3 milioane de ani lumină între galaxii. Și toate acestea au fost create prin El, prin Iisus Hristos. Prin acest Dumnezeu și acest Mântuitor cu care tu și cu mine urmează să stăm la masă în această seară. Acest Hristos care ne invită să luăm din trupul său și din sângele său, din pâinea și din roada viței care reprezintă aceste elemente a jertfei lui și să ne amintim că El care a creat totul, El care a creat timpul, ne invită la masa lui. Autorul ne arată, așa cum am văzut pe scurt și dimineață, că El este suprem prin faptul că El este susținătorul tuturor lucrurilor. El a adus pe toate în existență, El nu este moștenitor doar a tuturor, este creatorul tuturor lucrurilor și El este Cel care le susține pe toate. Și lucrul acesta că universul este menținut, este susținut, este dovedit și din punct de vedere științific. Ați considerat vreodată, probabil mai țineți minte de la liceu sau din facultate, ați considerat vreodată că conform legilor fizicii, legea conservării, noi oamenii, nu a existat vreodată un om, nu există. Noi oamenii, conform fizicii, nu putem crea absolut nimic. Nu avem putere creativă. Nu există ceva ce putem ca să creiem. Să clarific. Astfel spus, conform legii conservării care spune că în universul acesta în care existăm, din momentul creației, din momentul în care din nimic a ajuns tot ceea ce există, totul se conservă. Se poate transforma, se poate schimba, dar materia și energia, când contabilizez la sfârșit, nimic nu se pierde, nimic nu se creează și nimic nu dispare. Când arzi ceva, pui un bot de lemne și dai foc, ai impresia că l-ai distrus. N-ai distrus nimică.
O parte se transformă în cenușe, o parte se emană în lumină, în căldură și particulele care erau bucăți de lemn se transformă în alte forme. Dar tu ca și om nu poți distruge și nu poți crea nimică. Acel lucru constă doar în atributul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. El este singurul care poate să creeze și El este singurul care poate să distrugă. Și El este Cel care le ține așa cum sunt. Astfel spus, noi putem restructura Universul lui Dumnezeu după legile care El a lăsat. Noi putem restructura materia, putem transforma materie în energie sau energie în materie. Dar este imposibil pentru om să creeze sau în mod ultim să distrugă ceva. Pentru că este Dumnezeu care este Creatorul prin Iisus Hristos și este Dumnezeu care este susținătorul Universului prin Iisus Hristos. Și oricât de mult ne-am dat noi impresia că noi putem ca să controlăm acest univers, el este creat prin el și susținut prin el și noi nu putem să atingem aceste lucruri cu nimic. Oamenii științei, fie că înțeleg, fie că nu înțeleg, nu fac altceva decât treptat să ne dea informațiile necesare ca să dovedim că tot ceea ce Biblia spune despre Hristos este așa cum spune Biblia. Tot ce a fost creat, a fost creat prin cuvântul său. Ioan capitolul 1 ne spune că cuvântul, Logosul, care a creat totul, s-a făcut trup, s-a întrupat. Și toate, spune autorul către evrei, se țin prin puterea cuvântului. Și autorul către evrei nu folosește, cred că în mod intenționat, cuvântul Logos, ci folosește cuvântul Rema, care este un fel de a comunica faptul că se vorbește, cuvintele care vin din dialog sau din vorbire. Și cred că în mod intenționat vrea ca să înțelegem că universul acesta este conservat nu în mod pasiv de Domnul Iisus Hristos. Universul nu este conservat doar pentru că Iisus este cuvântul, ci universul este conservat prin cuvântul lui Iisus. Pentru că Iisus alege prin puterea cuvântului său să păstreze acest univers în mișcare, în realitatea ei existentă. Dacă Iisus Hristos n-ar fi activ în păstrarea acestui univers, el s-ar disintegra, el ar dispărea. Exact cum spune autorul către evrei, el este cel prin cui cuvânt de putere, prin cuvântul puterii lui, prin cuvântul care purcede de la Fiul, acest univers este păstrat. Nu este suficient doar ca Iisus să existe, este necesar ca Iisus să își dea drumul la cuvântul său, la puterea sa creativă, încât să păstreze acest univers. Considerați implicațiile pentru viața noastră spirituală. Pentru că, siguranță, dacă El poate să creeze lucrurile văzute, am văzut din Biblie că El are control și peste lucrurile nevăzute. Dacă El este suveran și suprem peste lucrurile fizice, El este suveran și stăpân peste lucrurile spirituale. El este Cel care poate din nimic, ex nihilo, să creeze prin puterea cuvântului Său orice. Nu doar galaxii și stele, și planete, și constelații, și universul acesta, și El poate să creeze și realități spirituale. El este Cel care poate să creeze, de exemplu, o inimă nouă. Psalmistul spune în Psalmul 51:10, zidește, sau mai corect tradus, creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Atunci când Dumnezeu creează o inimă nouă, El creează ceva din ceva ce n-a fost acolo. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, El le-a distrus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ba mai mult, dacă El este în stare să creeze realități spirituale, El este în stare să le susțină. Apostolul Pavel spune că noi ajungem în starea de credință, de mântuiți, prin aceeași putere creativă prin care Dumnezeu a zis ca să fie acest univers, prin care a luminat lumina în întuneric în acest univers, a luminat și lumina Lui, puterii cuvântului în inima noastră.
Și este aceeași putere a cuvântului său care a creat soarele, care a creat lumina din viața ta. Este aceeași putere care a creat stelele, care a creat credința din viața ta. Este aceeași putere care a creat acest univers, care a zidit o inimă nouă și curată în viața ta. Și dacă El este suprem ca să creeze și să păstreze lucrurile fizice și lucrurile nevăzute, El este capabil să creeze și să păstreze realități spirituale în viața ta. La fel cum prin puterea cuvântului său susține acest întreg univers și le susține din veșnicie în veșnicie, din viac în viac, la fel și noi suntem păstrați de puterea sa. Acesta este Mântuitorul nostru. Acesta este Cel care în seara aceasta ne cheamă la masă cu El să ne amintească că dacă El s-a jertfit pentru noi, dacă El a creat realitatea în care ne aflăm, realitatea în care suntem iertați de păcatele noastre prin jertfa sa, El este Cel care susține acea realitate. Unii dintre noi, și vreau să fiu foarte pe față pentru că suntem în familie, unii dintre noi nu sunt aici în această seară pentru că fug de acest eveniment. Din probleme, păcate și alte conjuncturi, fug de acest eveniment. Pentru că nu realizează că acest eveniment le aduce aminte de faptul că Hristos este Cel care creează realități. Este Cel care prin cuvântul Lui nimicește păcatul din viața omului. Creează o inimă nouă și curată și păstrează pe om în starea aceea de sfințenie. Și în loc să alergăm către un asemenea Hristos, alergăm departe de El. El este suprem, ne spune autorul către evrei, pentru că El este strălucirea și reprezentarea lui Dumnezeu în mod suprem. El care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui. Traducerea în limba română nu mi se pare adecvată. Oglindire este acea calitate care reflectă strălucirea unui lucru adevărat, radiant sau strălucitor. În greacă, cuvântul apaugasma este termenul folosit pentru atunci când vrei ca să descrii strălucirea unei bijuterii, unui diamant. Ceva care strălucește în mod minunat, sau a soarelui, de exemplu. Și Hristos nu este doar o simplă oglindire. El este strălucire, El radiază slava lui Dumnezeu. El este radierea slavei lui Dumnezeu, strălucirea lui Dumnezeu. Slava emană din Hristos. Gândiți-vă în acești termeni să vedeți de ce diferența este importantă. Soarele radiază sau strălucește lumină. Luna reflectă lumina, ea oglindește lumina, ea nu este sursă de lumină. Hristos nu este doar Cel care reflectă slava lui Dumnezeu în mod suprem, El este Cel care emană slava lui Dumnezeu. El strălucește ca și Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu. Noi oglindim slava care este Dumnezeu, o reflectăm de la Dumnezeu, o reflectăm în viețile altora. Dar El nu are nevoie să reflecte ceva ce este în El. El este slava lui Dumnezeu. El este bijuteria strălucitoare a lui Dumnezeu în care se vede cel mai frumos cum emană și radiază slava Lui. Ca El nu este nimeni. El nu este doar strălucirea slavei lui Dumnezeu, ci El este Cel ce reprezintă în mod exact, dar vizibil pentru noi. El este reprezentativ pentru slava lui Dumnezeu. Dacă vrei ca să răspunzi la întrebarea ce este slava lui Dumnezeu cel mai corect și cel mai exact, răspunsul cel mai bun este Iisus Hristos. Dacă vrei ceva care reprezintă în mod exact slava lui Dumnezeu, El este acel răspuns. Acea persoană care strălucește și arată în mod deosebit și perfect slava Lui. Ba mai mult, El este reprezentantul lui Dumnezeu pentru omenire. El reprezintă ca și caracter, ca și natură slava Lui și El este reprezentantul în mod activ. El este slava lui Dumnezeu care intră în contact și interacționează cu omenirea. Altfel spus,
El este slava lui Dumnezeu perfectă, transmisă în așa fel încât noi să putem intra în contact și în comuniune cu ea. Și ea, slava lui Dumnezeu, când intră în contact cu noi și cu acest pământ, cu această omenire, să nu fim nimiciți de această slavă. Gândește-te că Hristosul cu care te întâlnești în această seară la masa Lui, Dumnezeul care este așa de măreț, a cui slavă este așa de mare, încât dacă și-ar dezvălui slava în acest univers, acest univers ar sista din existență. Universul acesta, lumea aceasta, omenirea aceasta decăzută, dacă ar intra în contact cu slava lui Dumnezeu dezlănțuită, s-ar topi în fața lui Dumnezeu. N-ar putea ca să primească radiația care vine de la un Dumnezeu așa de luminos și așa de glorios. Hristos este slava lui Dumnezeu comunicată într-un trup și într-o formă prin care să vedem o reprezentare exactă și să rămânem intacți, să nu fim nimiciți. Dacă Iisus Hristos și-ar fi arătat slava fără voalul acestei trup omenesc cât timp a fost pe pământ, pământul și cu tot ce ar fi fost pe el s-ar fi topit. Și în trupul lui, de carne și de oase, dar fără păcat, El a reprezentat pentru noi în mod perfect slava lui Dumnezeu în așa fel încât să putem să privim la Mântuitorul nostru, să fi văzut pe Tatăl și să fim totuși în viață. Și cu acest Hristos ești chemat ca să te întâlnești în această seară și ești chemat la masa Lui. De fapt, știm că în mod inevitabil finalul acestei lumi este nimicirea. Dar nu o nimicire finală, ci este o nimicire spre o tranziție, o eliberare. Să dea loc la un cer nou și un pământ nou în care slava sa, slava lui Hristos să locuiască în permanență cu copiii lui Dumnezeu. Acest pământ, această natură, trupurile noastre și tot ceea ce este necurat acum va fi purificat de Iisus Hristos în așa fel încât universul acesta să arate și să poate să primească slava Lui în așa fel încât să stea în prezența Lui fără ca să fie distrus. Viitorul nostru nu este nimicire. Viitorul nostru este purificare, este renaștere. Noi vom fi renăscuți în trupuri noi și pământul acesta și cerurile acestea vor fi renoite și vom locui împreună cu Iisus Hristos, care este Creator suprem și Mântuitor suprem. Autorul către Evrei ne spune că supremația Lui se arată și ca și Domn și Mântuitor. Dacă până aici autorul ne-a arătat calitățile care țin mai mult de atributele Lui de Dumnezeu ca și Creator, acum ne arată că El este Domn și Mântuitor. Spune în felul următor, a realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta măreției în înălțim. Este extrem de interesant, cel puțin pentru mine, ordinea în care se prezintă calitățile lui Hristos. Începe cu ordinele creative și termină cu ordinea, cu elementul acesta de preoție, de Domn și Mântuitor. Într-o evidentă creștere între atributele Lui care sunt prezentate, se ajunge la acest crescendo, ca rolul Său de preot să fie cel mai important. Și ce ne învață asta? Ne învață că lucrarea Lui Hristos de preot, de mântuitor, de cel care iartă păcatele, este mai glorioasă, este o reprezentare mai importantă și mai frumoasă a slavei Lui Dumnezeu decât actul de a crea universul. Ai considerat lucrul acesta? Hristos nu a creat prin puterea cuvântului Său universul și aia a fost culmea slavei Lui. Atunci s-a arătat slava Lui cel mai perfect și după aia, ca și o notiță de subsol, a făcut și acest mic și neînsemnat lucru, acest gest numit mântuirea copiilor Săi. Hristos a creat acest univers prin care și-a manifestat slava pentru ca a putea să aibă o scenă pe care să-și manifeste în mod suprem și superior slava Lui într-un mod mai minunat prin iertarea păcatelor noastre. Adică actul lui Hristos
prin care El te-a iertat de păcatele tale și prin care El m-a iertat de păcatele mele, este o reprezentare mai glorioasă a slavei lui Dumnezeu decât atunci când a zis să fie lumină. Și este acest Hristos care te cheamă la părtășie cu El în această seară. Hristos a creat Universul ca să arate apogeul slavei sale prin jertfa sa pe Golgota și să ierte păcatele noastre. Universul este notița de subsol în planul lui de răscumpărare. Nu invers, nu crucea. Crucea este apogeul și tot ceea ce este dincolo de cruce sunt secundare. Galaxiile, stelele, constelațiile, universul acesta infinit, miliarde și sute de miliarde de ani lumină, sunt notițe de subsol pentru ceea ce Dumnezeu a vrut să realizeze și anume Golgota. Pe Golgota Hristos arată în mod desăvârșit slava Lui. Pe Golgota Hristos a realizat pe cruce cel mai glorios act în acest univers. Și după ce l-a realizat, și după ce a fost înviat, El s-a înălțat la cer unde domnește ca și stăpân și domn peste acest univers care El a creat. Dar nu doar pentru că El este creator și pentru că este dreptul Lui ca să domnească acolo, ci acum pentru că este și mântuitor. După ce în mod voluntar s-a golit de slava sa, după ce în mod voluntar a luat trup de om, El a realizat, a cumpărat cel mai măreț lucru în acest univers. Și de aceea autorul spune, și atenție, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Și întrebarea logică care ne-o punem este, n-a fost întotdeauna mai superior decât îngerii? Cum adică a devenit? Cu siguranță că da. Ca și Dumnezeu, ca și Creator, El întotdeauna a fost și va fi mai presus decât orice și oricine. Dar de bună voie acest Dumnezeu suprem, de bună voie și nesilit de nimeni, El s-a pogorât pe pământ și s-a smerit până la o formă de creatură. Și din acea formă El a dobândit prin prețul vieții sale, prin sângele său, El a dăbândit săvârșit cel mai glorios act în acest univers. A dăbândit o moștenire mai glorioasă decât orice altă moștenire, devenind cu atât mai superior decât îngeri. Hristos a făcut de asemenea mie și ție, de asemenea unui om care a fost creat din pământ și a câștigat, a răscumpărat pentru noi și pentru El această slavă eternă. Ca tare El șede acum la dreapta Tatălui în slavă ca Domn și Mântuitor. Ca Cel care a creat și ca Cel care a răscumpărat. Și este de două ori demn de această slavă și cinste. El a cumpărat un popor. El a răscumpărat o biserică. O mireasă. El a venit și a răscumpărat ceea ce a fost pierdut. A unit ce este pe pământ cu ce este în ceruri. Și în acest fel a devenit cu atât mai superior. El este suprem, El este suveran, El este Dumnezeu, Creatorul, moștenitorul tuturor lucrurilor. El este Mântuitorul și Domnul nostru. Și El, acest Hristos este Cel care ne invită acum în această seară să stăm la masa Lui în părtășie cu El. În pregătire pentru acea zi când vom sta din nou împreună, față în față. În acea zi în care nu vom mai fi despărțiți de El. În acea zi în care strălucirea Lui se va vedea pe întreg pământul. Unde nu va mai fi nevoie de luminător, pentru că El va fi lumina pe acest pământ. El, în această seară, ne invită să gustăm și să simțim bucuria și bunătatea care este El. La masa Lui, cu acest Hristos, suntem invitați în această seară. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne lumineze, cum zice Apostolul Pavel, și să lucreze în inimile noastre, ca să înțelegem care este moștenirea Lui
și care este moștenirea noastră împreună cu El. Amin. Amin.